Potrivit primului studiu național realizat de către organizația Salvați Copiii, unul din patru copii este umilit constant în grupul de colegi, 3 din 10 sunt excluși din cercul de colegi și 4 din 10 au fost răniți ca urmare a comportamentelor violente. Asociația a luat atitudine în privința acestui fenomen. În acest sens, în perioada iunie-august 2017 s-a desfășurat o campanie de conștientizare. Scopul acesteia a fost de a combate și preveni hărțuirea în școli și în mediul digital. Fenomenul este extrem de răspândit în România comparativ cu alte state europene. Aproximativ jumătate dintre elevii români sunt umiliți de către colegi. Campania Fără Ură pe Net intră din această toamnă într-o nouă etapă, păstrând același obiectiv de a elimina hărțuirea pe internet și de a aduce împreună cât mai multe persoane care își doresc să construiască un mediu digital lipsit de pericole pentru copii și tineri. Vom continua lupta împotriva hărțuirii în mediul online pentru că lucrurile se pot schimba doar prin implicare constantă și exemple pozitive pentru copii și tineri, a explicat Gabriela Alexandrescu. Pe durata desfășurării campaniei, peste 1200 de tineri s-au înscris în vederea susținerii cauzei, iar în mediul online, peste 220.000 de persoane au epatizat cu mesajul transmis de către organizatori.